Dumnezeu n-a despicat de prea multe ori cerul ca să vorbească într-un mod direct, dar atunci când a făcut-o, a spus următoarele cuvinte: Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Sau în altă parte, în altă traducere, spune: Acesta este Fiul meu preiubit, care satisface inima mea. Acum, unii dintre noi să aveți copii. Să știți că nu toți copiii produc plăcere. N-ai putea spune despre fiecare copil: acesta este copilul meu care produce bucurie, îmi satisface inima. Unii dintre copiii noștri produc bucurie, plăcere, alții produc durere. Așa e și înaintea lui Dumnezeu, care e Tatăl nostru. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, de care copii sunteți aici? De ăștia care produc plăcere, satisfac inima lui Dumnezeu, sau care produc durere? Dar cum arată un copil care produce plăcere în inima lui Dumnezeu și satisface inima lui Dumnezeu? Ei, trebuie să înțelegeți fiecare un lucru foarte simplu. La baza unui om care satisface inima lui Dumnezeu stă iubirea. Dragostea este baza care satisface inima lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ce? Este dragoste, și asta satisface inima lui Dumnezeu. De aceea, țineți minte lucrul ăsta foarte important, semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu, care e? Dragostea. Reafișează, te rog, versetul 7, dacă poți, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7. Eu zice, scrie aici: preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Fiți atenți la versetul 8. Cine nu iubește, ziceți dumneavoastră, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu, semnul că ești născut din Dumnezeu, este iubirea. Dacă nu iubești, nu că n-ai falimente, nu că n-ai eșecuri, nu că nu ai căderi, dar v-am spus și azi dimineață, nu poți trăi acolo, pentru că viața ta este îmbibată de iubire și întotdeauna vii la normalitate. Și normalitatea este dragostea. De semnul că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că suntem născuți din Dumnezeu, este iubirea. Acesta este semnul. Uite, de exemplu, pe mine mă cheamă Dănilă Mihăiță. Nu știu dacă dumneavoastră știți de ce mă cheamă pe mine așa. De ce mă cheamă pe mine Dănilă? Vă spun eu, pentru că așa îl chema pe taică-miu. Eu nu m-am preluat de la el numele. Acum gândiți-vă, dacă pământește pe tatăl meu, îl cheamă Dănilă, eu am preluat numele de la el și mă cheamă tot Dănilă. Dacă, din punct de vedere cerere spiritual, tatăl meu este dragoste, cum mă numesc eu copilul lui? Ură, dezbinare, mânie, răutate. Păi ăsta e un semn că-ți născut din tatăl? Nu. Semnul că-ți născut din Dumnezeu este că preiau ceva din Dumnezeu, și calitatea de bază care demonstrează că ești născut din Dumnezeu, că ești fiul lui Dumnezeu, este iubirea. În seara aceasta, pentru că s-au dat îndemnul despre iubire, eu vreau să vă spun ce se întâmplă când lipsește iubirea și ce se întâmplă când este prezentă iubirea. Întotdeauna prezența iubirii face ceva, lipsa iubirii face ceva. Întotdeauna când lipsește iubirea, anulează. Adică sunt anulate lucruri. În momentul când este prezentă iubirea, activează anumite lucruri. Ce anulează lipsa de iubire? Predica e foarte simplă, trebuie să o înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră cu ajutorul lui Dumnezeu. Lipsa de iubire, în primul rând, anulează toate darurile. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi aici funcționăm pe baza darurilor. Și fiecare dintre noi am primit dar sau daruri de la Dumnezeu. E, darurile cu care noi funcționăm sunt anulate în momentul în care îți lipsește iubirea. Pe cum citiți dumneavoastră? Ea afișează 1 Corinteni, capitolul 13, aici versetul 1, versetul 2, aici este vorba de niște daruri miraculoase, spectaculoase, supranaturale, pe care numai Dumnezeu le dă. Ce chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, este un dar al lui Dumnezeu supranatural, spectaculos, extraordinar, să vorbești în limbi omenești și îngerești. Pune și versetul 2.
Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința. Știți ce scrie aici? Acum eu să am darul de prorocie, darul de proroc și să vin aici și să vă iau pe rând, să vă descoper toate tainele. Ce nu știți numai dumneavoastră cu Dumnezeu, eu să vin acum să le dau pe față la fiecare. Ce ai gândit azi noapte? Ce ai făcut ieri? Ce ai văzut în ascuns? Eu vin să dau pe față. Ei, dacă aș avea darul ăsta prorociei, aș cunoaște toate tainele și toată știința. Și mai scrie mai departe, dar urmăriți la final ce zice. Și n-aș avea dragoste. Deci pot să vorbesc în limbi, omenești, ceresc, să fiu proroc, să descoper taine, lucruri cele mai spectaculoase, cele mai senzaționale, după care alergăm cel mai mult. Dacă nu ai iubire la bază, ce se întâmplă? Ce ești? Ce înseamnă nimic? Însemnează că se anulează toate darurile. Indiferent ce daruri ai, dacă la baza darului care l-ai nu funcționează iubirea, darurile sunt anulate. Ești nimic. Adică este totul un chimval, gălăgie și atât. Cineva a avut o descoperire că era venirea Domnului și a luat biserica la el și unul dintre cei mai mari și buni predicatori din România a rămas jos. Și persoana respectivă nu i-a venit să creadă ce a văzut în descoperirea asta și a strigat, a întrebat. Cum se poate așa ceva? Omul la care stăm toți cu gura căscată și ne impresionează pe toți, toată țara, să rămână jos. Și vocea a răspuns. Știți ce a spus? Ce a rămas jos pentru că nu a predicat de dragul meu. Acum, dumneavoastră, ce credeți? Se poate predica și să nu o faci de dragul lui? Se poate sau nu? Păi Pavel zice, unii predică din duh de... Alții predică din slavă de șarte. Adică unii predică pentru... Știți ce înseamnă semnul ăsta? Să fiu popular, like-ul, nu mă interesează. Eu nu am, nu pentru Hristos, eu. Alții predică pentru... Sau n-ați auzit? Sunteți străini de lucrul ăsta. Mai ales dumneavoastră în diaspora. Adică toți predicatorul predică de dragul lui. N-au pretenție de popularitate, n-au pretenție de bănuți, totu-i de dragul lui Iisus. Ce bine ar fi! E, dacă nu predici de dragul lui, lucrurile astea sunt anulate. Dar ce ziceți dumneavoastră? Poți să cânți și să nu cânți de dragul lui. Nu vreau să fac așa, să ridicați mâna. Voi care sunteți acolo la fanfară, ați cântat vreodată, dar n-ați cântat de dragul lui. Nu m-ați cântat. Păi gândiți-vă că dacă la predică-i cu bănuții și cu laicurile, la cântat-i jale. E mai mult. Dar ce ziceți dumneavoastră? Credeți că se poate veni la rugăciune și să nu vii de dragul lui? Să vii la biserică și nu de dragul lui? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă nu facem de dragul lui, toate darurile cu care noi funcționăm, cântăm strălucitor, predicăm extraordinar, ele sunt anulate. Poate prorocești, poate vorbești în alte limbi, poate predici, poate ești evanghelist, învățător, nu știu. Dacă n-ai la bază iubirea, ești nimic. Sunt nimic. Totul este anulat. Doamne, ai milă de noi. Deci lipsa de iubire anulează toate darurile. 2. Lipsa de iubire anulează toate slujbele. Dumneavoastră trebuie să știți, astăzi s-au ținut în biserici 10.000 de slujbe, în mare marjă anulate de Dumnezeu, pentru că n-au la bază iubirea. Păi gândiți-vă ce scrie în Biblie la mine. Deci, dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, ești într-un conflict, o problemă cu cineva, și știi că cineva are ceva împotriva ta și ești în conflictul ăsta, zice, dacă vii să-ți aduci darul la altar, ce să faci? Spune-mi dumneavoastră, ce să faci? Să-l aduci sau nu? Deci tu ai un dar, l-ai pregătit, ai făcut repetiție, ai muncit și foarte bine pentru asta. Fă repetiție, muncește să fie calitate. Dar zice, dacă aduci darul ăsta la altar și ești în conflict cu cineva, zice, oprește slujba că nu se pune.
Zice, lasă-ți darul acolo, nu mai ține slujba că nu se pune. Acum ce ziceți dumneavoastră? Noi ținem slujbele așa, în conflicte, în probleme. Păi mie o singură dată mi s-a întâmplat în viață să aud un slujitor în fața unei biserici înainte de a începe slujba, au zis așa, slujba din seara aceasta nu poate începe pentru că eu sunt certat cu o persoană din biserică. Eu n-am mai auzit asta în viața mea. Și eu am mai sărit la gâtul la careva. Și eu am mai avut, nu să-l sugrum, nu fizic. Dar m-am revoltat și eu, și la nevastă, și la frați, și la vecini, și m-am enervat, și m-am scuturat tot. Dar n-am venit la biserică, spun, vă, fraților, slujba nu pot să o țin, nu poate începe că eu sunt certat cu cineva din biserică. Asta e singura dată când am văzut așa ceva. Un om care împlinea cuvântul. Eu zic, n-are rost să fiu aici, n-are rost să mă duc darul, că eu am o problemă cu cineva. Dumneavoastră aveți probleme. Și ce facem? Anulăm slujba sau o ținem? Ținem. Cântăm cântarea, spunem poezia, predicăm predica și Dumnezeu zice, nu se pune. Nu să puteți înțelege ce înseamnă asta. Toate slujbele sunt anulate dacă la bază nu e iubirea. Ar trebui să ținem slujbe de împăcare. Să predicăm și să hai să ne împăcăm. Aveți probleme cu ceva? Aveți vreun conflict cu cineva? Vă rugăm frumos, împăcați-vă! Noi le spunem noi aia de afară. Împăcați-vă cu Dumnezeu! Dar n-ar fi valabil să ne împăcăm și noi. Sau dumneavoastră n-aveți greșeli? Dumneavoastră puteți înțelege, numai Dumnezeu nu greșește niciodată. De aceea Dumnezeu nu are nevoie de iertare. Pentru că nu greșește. Ei, când eu zic, băi frate, iartă-mă, arăt prin asta că nu sunt Dumnezeu. În momentul când nu mă duc la fratele, spun, băi, iartă-mă, bă, că sunt și om, am căzut. Asta însemnează că eu sunt Dumnezeu. Eu nu trebuie să-mi cer iertare că sunt Dumnezeu. Asta e înfumurare, aroganță, mândrie. Zmerenie însemnează să mă duc la fratele meu, zic, băi frate, te rog frumos să mă ierți. Am greșit, hai să ne împăcăm. Doamne, ai milă de noi. Amin. Noi trebuie să înțelegeți. Un creștin fără iubire, la care lipsește iubirea, este ca un ac fără ață. Nu mă împunge, nu leagă nimic. Și avem mulți de ăștia. Deci acul prezintă adevărul, dar n-are ață. Ce am spus adevărul? Dar ai avut ață în ac? Sau nu m-ai înțăpat? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, azuc, acum poate aici sunteți mai modern, dar de obicei, azuc cum să lega, cum să cârpea un lucru. Ac și băgai ața în ac și să lega lucru. E, dacă n-ai ață în ac, degeaba ai adevăr dacă îți lipsește ața, dacă îți lipsește iubirea, pentru că tu nu legi, tu nu mă înțepi. Și sunt atâția oameni cu adevărul, care se ridică în numele adevărului și adevăr, și adevăr, și adevăr, și adevăr. Bă, dar unii ața? Tu spui adevărul ca să-l nenorocești pe om sau vrei ca omul să se recupereze? Pe atunci îți trebuie ață. Lac. Uitați-vă dumneavoastră că aveți geamuri. Geamul ăsta este un geam închegat. Dacă eu mă duc acolo și dau cu mâna pe geam, nu mă rănește cu nimic, îmi face bine. Dar geamul ăla închegat însemnează că e adevăr cu iubire. Acum dacă eu sparg geamul ăla, cioburile de sticlă sunt adevărul, dar nu sunt legate. Și dau cu mâna pe ciobul de sticlă, ce face? Îmi face bine? Mă rănește? Deci dumneavoastră puteți înțelege, adevărul sunt cioburile de sticlă, dar ceea ce leagă este iubirea și să faci un geam. Și ăsta te ajută. Asta este o maturitate spirituală pe care o au foarte puțini oameni. De obicei omul se duce ori într-o extremă, ori numai cu ața și n-are ac, zice, lasă bă, noi legăm și cu mâna. Lasă, pasăm noi, nu contează adevărul. Nu, adevărul e adevărul. Dar adevărul trebuie să aibă iubire. Asta însemnează ac cu ață sau cioburi de sticle legate.
S-a dus cineva să se angajeze la o firmă și doamna de acolo era șchiopă. Șchiopă, da. Mergea de la un birou la altul și când a venit rândul lui, zice, dumneata, ce dorești? Și el zice, doamna șchiopă, am venit să mă angajez. Și ea s-a uitat la el și probabil că i-a zis, nu facem angajări pentru oameni ca tine. Și dus afară și vorbea cu cineva. Zice ăla, bă, dar de ce i-ai spus doamna șchioapa? Păi i-am spus adevărul. Nu era adevărul ăsta? Era șchioapă sau nu? Păi bun, și dacă îi spui doamna șchioapă și ai spus adevărul, ai rezolvat ceva? Și am spus adevărul. Da, mă, dar adevărul tău a construit sau a dărâmat? De-aia Biblia spune că trebuie să știm când să spunem și cum să spunem. Ca să fie o legătură. Eu vreau să vă spun din viața mea personală, eu am gafat mult aici. Eu am fost un ac fără ață. Și și acum am ață puțină la ac. Dar eu am fost pe adevăr, am făcut adunare generală la predici. Când mă puneau ăștia, când am început eu în râvna mea cu adevăr, mă stăteam noaptea, primeam câte 13 pagini, zic, acum când mă duc la biserică, trăznesc și fulger. Și numai mă puneau câte 3 luni. Păi le-am spus adevărul! Nu, no, ăștia nu-s cu adevărul. Vă-s niște prăpădiți, niște nenorociți. Și Domnul, în loc să lucreze în ei, lucra tot în bine. Zice, bă, îți trebuie iubire. Îți trebuie ață. Trebuie să închegi lucrurile, că nu merge așa. De aceea vă rog frumos fiecare dintre noastre să fiți credincioși adevărului. Adevărul trebuie spus. Nu, dragostea nu trebuie să acopere adevărul. Noi trebuie să spunem adevărul, trebuie să fim credincioși adevărului. Dar trebuie să fim credincioși și iubirii. Aveam un bătrân la noi la adunare, când venea să ne spună ceva, ziceam, auzi frate, nu te superi dacă spun ceva. Nu mă supăr. Auzi, frate, dar sigur nu te superi. Nu. Și iar începeam. Dar nu te superi. El prima dată se asigura ce? Că prinde adevărul. Eu m-am uitat, eu sunt așa un gen mai dur, mai militaros și mă duc la cucina, la bolnav. Și merge și un alt prezbiter, care acolo am făcut prezbiter, un băiat care mergea cu mine la cină și eu imediat, pac, bolnav, pac, cina. Mă uit la ăsta, la alt. Lua babile de mână. Le lua după cap. Zic, bă, păi nu-i asta păstorul adunării, mă? Și am zis, bă, stai că facem altceva. Tu o să fii păstorul adunării și eu plec cu adevărul. El când vine la amvon, zice, fraților, mă bucur că e biserica plină. Așa o vede el. Eu mă uit, ăla nu-i. Zic, acu iau o mătură și mă duc cu coada de mătură după ei acasă. Și atunci, bă, dacă ăsta are eleganță, are dragoste, asta are lipiciul ăsta, de ce să nu las pe el, păstor, să mă bat cu el? Și uite, loc și pentru mine, vin pe la dumneavoastră. Și el o ținut slujba de acolo. Nu-i fain? A, dar nu ne batem. Nu! No. Dumneavoastră, nu puteți vedea că amvonul ăsta are niciun metru. Dacă e unul mai gras, nu încape la el. Pot să intre 2 aici? Uite, au fost 4 aici, n-am avut loc de ei. Am stat în fața tobei. Parcă de ce ne înghesuim toți aici? Nu-i de lucru. N-a împărțit Dumnezeu darul fiecăruia. Nu-i baltă unde să pescuiești. De ce să ne batem? De ce să ne luptăm? Pentru că nu avem iubire. Și lipsa de iubire anulează darurile, anulează toate slujbele. 3. Lipsa de iubire anulează toate rugăciunile. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră ce spune Biblia. Bărbaților, acum cu bărbații, dumneavoastră, surorile, bărbaților, nu țineți necaz pe nevestele voastre. Păi de ce să nu țin? Păi de ce să nu țin? Zice, purtați-vă cu ele ca și cu un vas mai slab, dând cinste femeii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru.
Dacă ești un bărbat din ăștia, așa, care ai și vii la biserică, ridici mâine, Dumnezeu lui Avram, Isaac, Iacob, și tot așa strigi și la nevastă ta, nu se pune rugăciunea. Puteți înțelege? Că există unii cum țipă la rugăciune cu strigăte mari, tot așa e cu strigăte mari și la nevastă. Nu se pune rugăciunea aia. Nevasta lui Leonard Ravenhill, unul dintre marii proroci ai Americii, care a luat preoții lui Baal de barbă și a dat cu ei în America de toți pereții, o zis așa, zice, soțul meu la biserică e leu, dar acasă e miel. Nu merge la biserică tigru și acasă leopard. No. Ai strigi ca leu și acasă ești ca mielul. Am fost într-o biserică și soția stătea lângă soț, nu știu, erau prieteni sau din biserică, dar ea stătea cu mâna pe umărul lui și când auzi ce spun eu, numai așa el bătea. Dar să știți că e valabil și invers. Ascultați-mă, surorile, puteți să plângeți ca niște mironosiți. Miorcă-i toată în rugăciune. Dacă cu soțul tău nu e supusă, te rog, dă-i baticul pe capul lui. Ca să trăim adevărul. Să nu mințim. Eu tot spun lucrul ăsta, că în multe biserici baticurile trebuie să le poarte frațe. La cât îți dă supuși. Păi nu e normal, degeaba plângi, degeaba te zmiorcă în rugăciune, degeaba faci pe mironosița și dacă vine soțul tău, tu nu ești supusă. Nu merge. De-aia rugăciunile sunt anulate. Dar dacă ține caz pe vecinul, se pune rugăciunea. Dacă ține caz pe colegul de serviciu, se pune rugăciunea, înțelegeți? Deci gândiți-vă, lipsa de iubire anulează toate darurile, anulează toate slujbele, anulează toate rugăciunile. Și mai spun un lucru, poate vă interesează. Lipsa de iubire anulează sistemul imunitar. Știți ce înseamnă sistemul imunitar? Noi suntem creați de Dumnezeu cu un sistem de apărare în corp, în trup, care te apără de virus și de boli. E sistemul ăsta numit sistem imunitar, dacă urăști, dacă te mâni, dacă te enervezi, dacă strigi, dacă urăști, cade la pământ și intră virusul și boala. Și atunci frații și surorile zice, vine la păstor, zice, frate, am avut o descoperire să iau 7 oameni să postească împreună cu mine. Nu vreți și dumneavoastră să postiți împreună cu mine? Și mie îmi vine să-i zic, n-ai putea să-ți iubești un ora și să mă scutești pe mine de post? Păi cum adică tu te urăști cu nora și m-ai chinui pe mine cu post? Păi nu ți-e rușine? Tu nu te înțelegi cu nora ta, cu ginerele tău, cu cei din casa ta și m-ai chinui pe mine cu post? Înțelegeți? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, poate să-ți facă ungerea cine o vrei. Nu se pune dacă ești certat cu cineva, dacă ești în conflict, dacă urăști. Cel mai bun tratament pentru imunitate, cel mai puternic complex de vitamine pentru imunitate, să-ți crească imunitatea, este iubirea. Să iubești. Toată ziua să iubești, să iubești, să iubești, să iubești și capeți imunitate, imunitate. Acum nu mă înțelegeți greșit eu. Nu spun că nu trebuie să ne rugăm pentru bolnavi. Nu spun că toți bolnavii suferă din cauza asta. Sunt încercări, sunt atacuri. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, la o ungere, la o rugăciune, nu are rost să o facem dacă dumneavoastră nu înțelegeți că dacă aveți probleme în relații și în conflicte, mă chinui pe mine. Eu nu spun că nu vreau să postesc, nu vreau să te ajut, dar nu e corect să-mi cer mie să postesc, să mă înfrânez și dumneavoastră tale să-ți dai drumul la gură, împotriva la nora sau la soacră. Nu e normal, nu e corect. Acum ce ziceți dumneavoastră? Dacă lipsa de iubire anulează daruri, slujbe, rugăciuni, sistemul imunitar, se merită să nu iubim. Dar o zis o soră într-o adunare când predicam ceva, zice, frate, vrem, dar nu putem, ce zici dumneatale. Ce zici dumneatale, noi nu putem. Și o zis bine.
Pentru că fratele cita aici un verset din Scriptură care zice: și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Asta înseamnă că eu nu am. De ce a fost turnată? Că o am eu? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, noi nu știm iubi. Ce înțelegeți dumneavoastră prin iubire nu are mult de a face cu iubirea lui Dumnezeu. E, dragostea asta lui Dumnezeu este turnată în noi, noi nu o avem. Ea vine în noi prin cine? Prin Duhul Sfânt. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dumneavoastră credeți în botezul cu Duhul Sfânt? Trebuie să înțelegeți, în momentul când ești botezat în Duhul Sfânt, ești botezat în iubire. Nu poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și să urăști, să ai conflicte. Ăsta nu-i botez cu Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. O grămadă, botez cu Duhul Sfânt, botez cu Duhul Sfânt. Păi și ei au dezbinări. Să despart. Fac nu știu ce. Păi ce botez ăsta în iubire? Oameni buni, când ești botezat în Duhul, ești cufundat în Duhul iubirii. Și tu ai capacitate și putere să-ți iubești dușmanii. Uitați-vă la cei din biserica primară, când au fost umpluți de Duhul Sfânt, cum se comportau în fața dușmanilor. Ce putere aveau. De aceea spunea fratele: bine, dacă nu avem iubirea asta și ne lipsește, mai bine ar fi să fim sinceri. Doamne, noi nu avem așa ceva, dar vrem să torni în noi iubire prin Duhul Sfânt. Păi n-ați auzit ce o zis versetul? Chiar vreau să mă uit în Biblie, am luat o hotărâre. Că a fost un verset aici și a scris așa: stăruiți în. În ce? În dragostea frățească. Vreau să... Dar duceți-vă și dumneavoastră acasă. Și luați toate versetele despre stăruință. Și vedeți ce scrie. Stăruiți în. Stăruiți în. Eu vreau să mă duc acasă să văd că acolo trebuie să perseverez. Ei, aici zice stăruiți în dragostea frățească. Păi și dacă nu o am, înseamnă că cineva trebuie să o toarne în mine. Și eu vin la stăruință. Și mă rog, Doamne, eu nu pot să mă înțeleg cu soacra mea. Nu pot să mă înțeleg cu partenerul meu de viață. Nu pot să mă înțeleg cu vecinul, cu dușmanul. Vreau, Doamne, și stărui ca dragostea asta să fie turnată în mine prin Duhul Sfânt. Ei, în momentul de aia avem o cântare care recunoaște asta și zice, nu știu dacă vreau să o știți, zice: o creștem iubirea unde? Creștem iubirea. Asta e o rugăciune. Nu asta, aveți compartimente unde nu iubiți. Că s-ar putea să fie unele compartimente la care stați bine, dar unele compartimente unde suntem falimentari. Vreți să toarne Domnul noi Duhul Sfânt și dragoste? Amen. În momentul când vine dragostea asta în noi, ea activează. Lipsa de iubire anulează slujbe, anulează darul, anulează rugăciune, anulează sistemul imunitar, dar prezența iubirii activează. Ce activează? Activează un lipici care te lipește efectiv de lucru de care ești îndrăgostit și nu te mai poți desprinde de el. Asta face iubirea. Asta e frumusețea iubirii. Iubirea, țineți minte, creează un magnet care te atrage spre lucrul ăla sau te lipește efectiv și nu te mai poți dezlipi sau te dezlipești foarte greu. De aceea zice: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine? Boala, necazul, sărăcia, suferința, problemele de acum, lumea de acum, cine ne va despărți? Nu ne poate despărți nimeni, pentru că iubirea te lipește de Dumnezeu și nu te mai poți despărți. Asta înseamnă iubire. Ea activează un lipici care te prinde acolo. Cei care lucrați în construcții, eu nu știu cum se zice aici, la noi în România, când vrei, de exemplu, să te încuiești, se numește malder, nu știu la dumneavoastră. Dacă malderul ăla e bun, îl pui pe mistrie și dai cu el pe perete. Ce se întâmplă cu el? Se lipește de perete și dacă te duci mâine, poi mâine și vrei să-l dai jos, poți? Dacă e o rangă sau ceva, reușești cumva, dar lași o urmă. Pentru că efectiv s-a lipit. Asta e iubirea. Te lipește de Dumnezeu sau de lucrul pe care îl iubești și nu te mai poți desprinde de el. Sau gândiți-vă dumneavoastră la copii, ca să vă dau un exemplu mai bun. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră.
dacă le dați un iPhone, un telefon, cum să lipezi de telefon? Greu sau ușor? Și cum să dezlipezi de el? Cu criză de nervi. Na, asta e iubirea. Să lipește, pac, odată vezi lipit și acolo stă înghețat. Nu-l mai poți, dar tati, mai un minut, Doamne, acum se termină. Mai un minut. Deci nu mai poți dezlipi. Cineva, un copil a stat în fața calculatorului și părinții au vrut să vadă cât poate să stea acolo. Și ce poate să facă? 7 ore. O stat taică-su lângă el să vadă ce poate. În 7 ore, odată s-o întors la taică-su și a zis, tati, adu-mi un pahar cu apă. În 7 ore. Asta e iubirea. Deci, pe mine mă întreabă nevasta așa cum. Zice, băi, la început când te-ai îndrăgostit de mine, soția mea, eu eram la Oțelul și ea era la București, la facultate de teologie. Eu am făcut teologia și eu am ieșit predicator. Și ea era acolo și vorbeam seara cu ea și vorbeam câte 6-7 ore pe noapte. Și acum am zice, mă, păi atunci vorbeai 6 ore și acum dai jumătate de oră. Ce-a fost? Te lipește? Bă, parcă îmi propuneam că nu erau celulare atunci pe vremea aia. Și trebuia să plătești la altcineva, că nu aveam telefon. Duceam, luam telefon și îmi propuneam jumătate de oră. O oră și spui, maxim atât. Cum? Ori trecut atâtea ore. Ce-a făcut să zboare timpul? Zice că un băiat din Vechiul Testament a lucrat pentru o fată câți ani? 14 ani și i s-a părut. N-ați văzut la biserică câteodată? Te uiți dacă îți place, te-o lipit. Te uiți. Cum s-a terminat? Păi când a vorbit o oră? Ți s-a părut că au fost câte minute? Și altă dată când nu ești lipit. Au, numai 2 minute au trecut. Ăsta ne omoară acum. Azi plecăm morți. Nu-i ceva. Lipsești de ceva. Lipici-o ăla. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce-o zis onoră lui soacră sa. Nu sta de mine să te las. Unde mergi tu? Unde stai tu? Zice, nimic nu mă poate despărți de tine decât. Noi folosim asta la logodne în căsătorii, dar asta a spus-o onoră la soacră. Așa e în ororile că tot așa zice și voi la soacră. Nu sta de mine, mamă, soacră, să te las. Unde stai tu și eu? Ce mănânci tu și eu? Numai moartea. Eu acum văd nurorile să uită la soacră și auzi, eu cu soacră mea nu stau. Nu mă interesează. Stăm în chirie. Păi de ce? Ce nu-i? Ce lipsește? Lipsește lipiciu. Păi când se creează lipiciul ăsta, am văzut soacre care țin la nurorile lor mai mult ca la copiilor. Se creează efectiv un lipici și nu te mai poți desprinde. Ea afișează dacă poți, noi trebuie să încheiem la 8. V-am spus că la o biserică am zis, mai îmi dați timp și o dus până la fix. Acum mai am 9 minute, dar vă spun numai punctul ăsta și ălalalt poate altă dată, dacă nu. Dar gândiți-vă la 1 Samuel, capitolul 18, versetul 1. Uitați-vă ce zice aici. David sfârșise de vorbi cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan, ce-a făcut? S-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe... Vreau să vă întreb, dumneavoastră știți cine era tatăl lui Ionatan? Și voia binele lui David. Voia să-l desprindă pe Ionatan de David. Și-a reușit? De ce? Gândiți-vă că Ionatan urma ca rege, nu David. Funcția, poziția, regatul, părintele, n-a putut să-l desprindă de David. De ce? Pentru că dragostea l-a lipit și nu se mai putea dezlipi. Dă-i mai departe. Versetul 3, pune-te rog. Ionatan a făcut legământ cu David. De ce? Pentru că îl iubea ca pe sufletul lui.
ați fost informați că 5 persoane vor să încheie un legământ cu Domnul. Tu, de ce nu închei? Când închei legământul? De ce închei legământul? Pentru că iubești și te lipește iubirea de Dumnezeu și atunci te leagă. Asta înseamnă legământ. Adică te-o legat. Nu există iubire fără legătură. Aia e falsă. Totdeauna iubirea lipește și leagă. Și legământul este un semn că tu iubești. Și acum fiți atenți mai departe la versetul 4, ce zice. A scos Ionatan mantaua pe care o purtea ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Acum eu vă întreb, dacă Ionatan i-a dat lui David și mantaua, și hainele, și sabia, și arcul, și cingătoarea, cum a rămas Ionatan? Și cineva într-o biserică așa mai curajos, mai umoristic, zicea, în ce a rămas? În mai eu. Păi dacă i-a dat tot, și cingătoare, și manta, și haine, păi a rămas în mai eu. Asta face dragostea. Te lasă în mai eu. Te dezbracă total. Dai tot. La dumneavoastră cum iubirea? Cât dați? Și mantaua, și hainele, și cingătoarea? Păi dumneavoastră gândiți-vă că există oameni în biserică care sunt îndrăgostiți de fotbal și merg până la Barcelona să vadă Barça cu Real și rămân în mai eu o lună. Nu mai au bani. Dar dacă îi lipici, îi lipici și se duce până la Barça. N-ați auzit de oameni care au iubit drogurile și au rămas în mai eu? Care au iubit o fată stricată și au rămas fără nimic? Care au iubit păcănelele sau jocuri de noroc și au rămas fără nimic? Dar ați auzit de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și au rămas fără nimic? Ce e acolo? Ce ne lipsește? Cum de ăia în lume, când am fost în lume, până la mai eu, mă duceam la petrecere, stai în tare, dai toți banii la cântăreață, să-ți cânte cântarea care îți face ție. Și ai rămas în mai eu. La biserică nu știi ce să faci. Doamne, ai milă de noi. Puteți dumneavoastră înțelege ce face iubirea? Te lipește și nu te mai poți desprinde. E, dumneavoastră, dacă vreți să vă verificați iubirea, e foarte simplu. Gândiți-vă ce faceți în timpul liber. Toți muncim, toți mergem la școală sau unii dintre noi facem ceva și trebuie să fii atent acolo. Dar lipitura din iubire se vede cel mai bine când ai o zi liberă, ce faci? Ce faci în pauza de la serviciu? Acolo se vede de ce ești lipit și ce iubești. Gândiți-vă dumneavoastră unul, de exemplu, care iubește țigara. Când îi dă pauză șeful la lucru, ce face prima dată? Ce șeful, eu mă duc să trag o pipă, că mor. Dar de ce se duce direct? Pentru că e lipit de lucrul ăla, pentru că iubește. Altul se duce direct pe Facebook. Dar de ce se duce direct pe Facebook? Ce l-a lipit? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Altul urmărește politica. Altul ce s-a întâmplat în Ucraina. Altul ce s-a întâmplat în sport. Fiecare îl dai seama ce lipitură are. Ce faceți dumneavoastră când aveți o zi liberă? Nu se da serviciu sâmbăta. Zice, o zi cineva către mine, zic, băi, evanghelizare, mergi și tu la biserică. Zice, auzi, eu liber am duminica și atât. Și duminica mă odihnesc și eu și mă duc și eu la pescuit. Ce observați din asta? Care era lipitura lui? Biserica sau pescuitul? Cu odihnă, hai să zic, că dacă ești oposit, ești oposit. Trupul cere... Băi, dar de ce ai putut să te duci la pescuit? Pentru că ești lipit. Unii ziua liberă se duc la pescuit, alții se duc la vânătoare. Dacă ești lipit de mâncare, te duci la mol. Fiecare se duce. Dacă ești lipit de Dumnezeu, în pauză, iei cartea asta. Doamne, am o jumătate de oră liberă, comoara mea, averea mea, desfătarea mea. Așa era dumneavoastră.
Vedeți dumneavoastră în timpul liber pe cineva cu cartea asta în mână? Nu vă înșelați, dragilor, că mai există iubire. Biblia mea spune, zice, poporul acesta mă cinstește cu, dar inima e lipită în alte părți. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, unul dintre semnele sfârșitului, dacă aveți ochi să vedeți, este ăsta. Dragostea celor mai mulți se va răce. Rămânem în formă, rămânem în liturghie, rămânem în tradiții, ne continuăm slujbele, dar inima e lipită în altă parte. Am avut, a venit un frate să mă ajute ceva la casă și a mai adus un frate și doi din lume. Ori muncit o săptămână pe brânci și povestim cu ei, unul din lume, luni seara la 10, miercuri seara la 10, vineri seara la 10 și cred că și duminică seara la 10, la fotbal, la sintetic. Bă, dar cum se poate, mă, obosit, frânt și rupt după o zi de lucru, seara la 10 este dus la fotbal. Nu mai are nimic. Totul dispare. Și îl întreb și pe ăștia mei pocăiți. Zic, voi când aveți rugăciune în timpul săptămânii, marța? Zic, ați fost? Nu. Auziți, pocăiți sunt atât de obosiți. Și frate, marți, voi, bă, dar am fost așa de obosit, domne, nu mai puteam, nu mai venea de nimic. Bă, dar interesant că la pescuit îți vine. La fotbal îți vine. După mașini să te duci îți vine. Numai la biserică ești făcut praf. Ce vedeți dumneavoastră, iubire? Unde e inima noastră? Unde e lipită inima noastră? Înțelegeți? Prezența iubirii activează un lipici și nu te mai poți desprinde. Mai îmi dați 10 minute. Nu mă mai pot desprinde. Hai să vă spun și ultimul lucru. Deci dragostea te lipește și nu te mai poți desprinde, dezlipi și apoi dragostea în final te desfințează de tot. De fapt, asta face iubirea. Vrea să te desfințeze, să nu mai existi. Gândiți-vă la ce spune Cântarea Cântărilor într-un verset, zice, prea iubitul meu este al meu. Și în original zice, eu nu mai exist, nu mai sunt. Pentru că în momentul când te îndrăgostești de cineva, te topești în el și nu mai funcționezi propriu. Activezi în funcție de celălalt. Uitați-vă asta la un băiat care se îndrăgostește de o fată. Vi se pare că e tot ăla ca înainte? S-o topit în ea, el nu mai există. Îi spui, bă, dragule, mă, pă, ți-o lua mințele, bă. Noaptea la 1, tu stai în frig. El nu simte nimic. El s-a topit în ea. Acolo stă, zice, a fost fain. Dacă te-aș pune să stai în frig pentru altceva, n-ai sta. Îi spui, bă, nu te mai duci, nu te mai duci. Toată ziua ai lipsit, toată ziua. Îl bagi pe ușă, sare pe geam. Nu mai are funcționare proprie. S-a îndrăgostit, s-a lipit, s-a topit. Asta vrea să facă dragostea, să te facă să dispari, să te desfințeze. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce zice că dacă un băiat se îndrăgostește de o fată și se căsătoresc, cei doi vor fi pe unde e alălalt? Cum adică din doi devine unul? Unul e unde e celălalt? Ei se topesc, se dezintegrează în celălalt și atunci rămâne numai... Vă întreb, surorile, dumneavoastră, ca să dați gust la ciorbă, ce puneți în ea? Sare, nu? Și vreau să vă întreb, când mâncați ciorba, unde e sarea? Luați lingura, ați băgat sare și luați lingura și mâncați. Unde e sarea? Unde a dispărut? Numai atunci dai gust. Dumneavoastră, tot așa dimineață, vorbim de sare, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sarea nu dă gust când rămâne în sac. Sarea dă gust când se dizolvă, se topește, dispare în ceva, dar acel ceva are gust. Înțelegeți? Noi vom da gust lumii numai dacă ne topim în Dumnezeu. Păi gândiți-vă ce a zis Pavel. Zice, eu nu mai sunt. Păi unde ești, Pavel? Unde ai dispărut? Cum nu mai ești? Cum nu mai existi? Cum nu mai trăiești? Se topise în Dumnezeu și trăia Dumnezeu prin el. E, asta vrea să facă iubirea, să te desfințeze de tot
și să devii un rob din iubire. Uitați-vă la o mamă, vă rog frumos, să vedeți cât muncește pentru un copil. Ea s-a topit în copil, ea, copilul este dragostea ei și nu mai ține cont. Ea face lucrurile astea fără plată. Din iubire. Pentru că efectiv s-a topit în copilul ăla. De fapt, aici vrea să ne aducă Dumnezeu, să ne desfințeze, să nu mai stăpânim, ci să devenim robi din iubire, nu din lege. E o mare diferență. Ci din dragoste. Gata, m-am predat Domnului, sunt robul lui Dumnezeu și trăiesc pentru Dumnezeu. Acum vrem să ne apropiem de încheiere cu ce s-a început. Pune Psalmul 133. Versetul 1, acesta s-a citit la început. Înainte de mine, într-o adunare, a vorbit un frate de la creștin după Evanghelie. El a pus întrebarea care vă pun dumneavoastră și a dat și răspunsul. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Întrebare. Când locuiesc frații împreună într-o familie? Vă spun eu, când sunt mici. Când îți mii 10, dacă se joacă împreună, dorm împreună, mănâncă împreună, se ceartă, se împacă. Cum unul crește un pic mai mare, zice, eu cu mucoșul ăștia nu mai stau, mie îmi faceți camera mea. Dai seama. Deci ce l-a făcut să se desprindă de părtășie? Vien în loc să se facă mic, deci ascultați-mă. Secretul părtășiei este să fii mic. Când oamenii sunt mici, le place să fie împreună. La dumneavoastră joi, tot ca acum, nu seara. Pe aia mari nu mai vin joi. Mă duc joia. Că bine, când e vreun eveniment, ceva. Joi să ducă ea mici. Dacă ești mic, tu nu poți fără părtășie. E plăcut! Dar cum ești mare, cum crește mai mare, ce vreau casa mea. Și fiecare se izolează, fiecare se izolează. Ei, când ești copii, uitați-vă la ei, zburdă împreună, să joacă împreună, n-au probleme. Ăsta e secretul părtășiei, să fii mic. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, când auziți cuvintele astea de la un slujitor, spune, fraților, suntem doi sau trei. Și după cuvântul lui Dumnezeu, El e prezent aici. Nu e adevărat. Dumnezeu nu e prezent că suntem noi 200 în seara asta. Dumnezeu e prezent când sunt doi sau trei mici, fără pretenții, fără mofturi, fără certuri, fără conflicte. Și zice Dumnezeu, eu sunt acolo, că v-ați adunat în numele meu. Păi numele meu nu poate să fie conflict și ceartă. Și eu sunt acolo, dacă nu putem să fim 1000 și El nu e acolo. De secretul părtășiei este să fii mic. Și acum fiți atenți ce urmează, care sunt consecințele, efectele. Pune versetul 2. Este ca un de lemnul de preț. Asta însemnează ungere. Dumneavoastră știți când toarnă Dumnezeu ungerea? Când este părtășie. Când este părtășie? Când ești mic. Deci ungerea lui Dumnezeu nu depinde de predicatorul care îl chemați din țară. Nici de fanfară, nici de cor. Ci depinde de părtășie. Dumnezeu dă ungere numai în părtășie. Dar părtășia se realizează când suntem mici, 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 mici. Și vine ungerea. Mai departe, versetul 3. Este ca roa Hermonului. Ce-i roa pentru dumneavoastră? Ceva care este proaspăt, te înviorează dimineața. Ei, Dumnezeu dă înviorare unde? Unde-i părtășie? Că oamenii sunt mici. Și acolo dă Domnul binecuvântarea, viața. Vezi binecuvântare? Vreți prospețime și înviorare? Vreți ungere? Da. Numai că se întâmplă un lucru ciudat. În loc să ne facem mai mici, Ioan zice, eu trebuie să mă. Și el să... Dom'le, mă tot uit, noi, mai ales predicatori, ne tot lățâmă, ne tot îngrășăm prin poză, prin benere, tot mai mari suntem. Păi unde-i Dumnezeu? Noi mari, unde-i Dumnezeu? Noi în loc să devenim tot mai mici, tot mai mici, noi ne facem tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari.
Doamne, ai milă de noi. Vreau să închei să vă spun că unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, numele lui a fost Toscanini, a dirijat orchestra într-o sală de concerte și au cântat Sinfonia Noua de Beethoven. Au cântat-o așa de bine, încât publicul s-a ridicat în picioare în delir, a început să aplaude și să ovaționeze. Când a văzut mare dirijor Toscanini lucrul ăsta, s-a uitat la orchestra lui și le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu, Toscanini, care am dirijat orchestra în seara asta, sunt nimic. Ce domnilor, voi care ați interpretat Sinfonia Noua de Beethoven, sunteți nimic. Domnilor, Beethoven este totul pentru că cântăm muzica lui. Acum vreau să vă spun altceva în seara asta. Domnilor, eu care am predicat în ziua de astăzi, sunt nimic. Domnilor, cei care au condus în seara asta slujba, sunt nimic. Domnilor care ați cântat la fanfară și la cor, sunteți nimic. Domnilor care ați venit în sală în seara asta, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Cântăm sinfonia Lui, muzica Lui și să iei strălucirea de pe El și să o pun pe mine. Iisus Hristos este totul. Tu ești mic și după mic e un cuvânt mai important. Nimic. Unii n-ajung nici la mic, dar la nimic. Deci noi trebuie să goborâm să fim mic și după aia nimic. Te-o desfințat iubirea. Eu sunt în Dumnezeu, trăiesc pentru Dumnezeu, sunt rob din iubire. E asta face iubirea. Activează un lipiș, te lipește, nu te mai poți dezlipi și te face rob din iubire, slujești toată viața ta fără pretenții, fără mofturi, te-o desfințat iubirea, te-ai topit în Dumnezeu și Iisus Hristos este totul. Vă invit să ne ridicăm pentru o rugăciune. Dragilor, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu și ești născut din Dumnezeu este iubirea. Asta satisface inima lui Dumnezeu, că vine din Dumnezeu care este dragoste. Lipsa de iubire anulează daruri, slujbe, rugăciuni, sistemul imunitar. Prezența iubirii activează lipici, nu te mai poți desprinde, și te desfințează, devii rob, mic și nimic, și Iisus Hristos strălucește și este totul. Ar vrea să avem un moment de rugăciune în care ne rugăm, Doamne, o crește-mi iubirea, dacă e un domeniu unde te duci la vale, roagă-te lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, vreau să fiu robul Tău. Vreau să slujesc Ție și vreau să o fac toată viața mea. Și mărturisesc că Iisus Hristos este totul. Dacă ai crezut că ești cineva, dă-te jos. Fii mic, fii nimic și dă toată slava și gloria lui Dumnezeu. Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune.